consumat de judectori. Klaus Iohannis are o reacție surprinzătoare: nu a fost încheiat pe vremea mea. Presubliniere-dintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, referindu-se la protocoalele secrete încheiate de instituții ale statului, că aceia care le-au semnat trebuie să le susțină, să le denunce sau să le explice. Întrebat, la RUSE, cum comentează faptul că CSM a făcut public vineri protocolul încheiat cu SRI sublinierei dacă ar trebui desecretizate sublinierei alte protocoale, sublinierea statului a răspuns, n-am comentat protocoalele sublinierei n-o se încep astăzi. Totodată, Iohannis a spus că niciunul dintre aceste protocoale nu a fost încheiat de când el este presubliniere-dinte. Dana Gârbovan, președintele Uniunii Naționale a Judectorilor din România, a cerut ca toți cei care au clamat în ultimii ani ca sprijină statul de drept, începând cu președintele Klaus Iohannis și ambasadele străine la București, continuând cu instituțiile europene, a obligația sa se pronunte public pe tema acestor protocoale. Eu cred că cei care au semnat astfel de protocoale trebuie să sublinierei le susțin sau să le denunce sau să le explice, dar acest rol nu pot să-l am eu. Niciunul din aceste protocoale nu a fost încheiat pe vremea mea, a declarat Klaus Iohannis. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut public, vineri, după declasificare, protocolul de cooperare încheiat cu Serviciul Român de Informații în anul 2012. Documentul este intitulat Protocol privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații sublinierei Consiliul Superior al Magistraturii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii. Protocolul este semnat din partea CSM de presubliniere dintele de la acea vreme, Alina Ghica, iar din partea SRI de directorul instituției, George Maior. Pe document mai apar semnurile vicepresubliniere dintelui CSM, Oana Schmidt-Hașineal, sublinierei prim adjuntului directorului SRI, generalul Florian Coldea.